Bună ziua! Străiți, bună ziua! Ce faceți? Ați venit să mă racordați în sfârșit la gaz? Nu, am venit să constat că nu aveți. Păi puteți să mă întrebați pe mine, că eu știu. Am constatat asta de când m-am mutat. Da, am făcut cererea cu un an jumate pentru racordare și mi s-a promis că într-o lună am gaz. Păi da, dar nu v-a spus în ce lună mai exact. Da, dar eu speram un an înainte să mă mut, înainte să ajung să mă spăl la lighean. Știți cum e cu speranța asta, domnul? Și eu speram să ajung vedetă la cinema, dar nu-i tot timpul cum vrei să fie. Bun, domnul, dacă tot am plătit, acum am putea spune și ce faci aici? Păi eu am venit să constat că nu-i gaz. Fac aici, semnez declarația, o trimit la firmă și de aici începe procedura de racordare. În sfârșit. Bun, și de acum cam cât mai durează după aia? Domnul, cam vreo 6 săptămâni. Așa mult? 6 săptămâni până trimit încă o echipă să constate că nu s-a schimbat nimic între timp și după aia începe procedura de racordare cum trebuie. Păi dacă ai venit, tu de ce mai ai nevoie să mai trimită încă o echipă să facă fix același lucru? Pentru că aia nu e firmă de stat, aia e privată și trebuie să asiguri și ei. Și după aia? După aia se face frumos un proces verbal cu declarații propria răspunderii și după aceea putem începe procedura de racordare. Și de atunci, oficial... Mă racordați? Nu. Vă punem pe lista de așteptare. Și lista aia cât timp poate să dureze? Undeva între 6 luni și... Și? Și cât? Vreo 8 ani. Domnul, tu ai nebunit? Cum îți dureze 8 ani de zile să mă racordez la utilități? Că termin rata până atunci. E, domnul, aici e caz bun, zic drept. Avem clienți care au murit și nu am apucat să tragă gaz. Și au lăsat casa copilor prin testament și acum au problemă. Că numele din contract e pe numele lor, casa e pe numele copilor și nu se mai pupă. Trebuie refăcut contractul. Iau de la zero. Acolo, bub. Aici, bă, cu 8 ani, câte. Tu, dar tu ai luat o razna, îmi spui că e posibil să stau câțiva ani fără gaz. Păi la iarnă ce fac, mă? Cum ce faceți? Simplu. Firma noastră se ocupă și cu construitul de sobi pentru case. Veniți la noi frumos, cereri și contract și bam! Vă punem prisa de așteptare. Dar să știți că și acolo durează puțin, că sunt mulți doritori, că na. Până vine gazul, trebuie să descurci românul cumva, nu? Deci eu am plecat la țară din Moldova, unde nu sunt condiții deloc, și am venit la capitală, unde totul e mai scump și tot aceleași condiții. Dar și credeai, boss, că aici sunt câini cu colaci în coadă? Nici câini nu mai sunt, de pe vremea lui Băsescu tocmai. Auzi, dar tu de când umbli așa prin curte pe la oameni și le spui că mai durează 6, 7, 8 ani până îi racordează cineva? Nu? O luat-o nimeni razna? Nu te-a luat nimeni la bătaie până acum? Păi de ce crezi că trimit altă echipă după aia? Ca să asiguri că am notat bine, că de multe ori procesul ăsta verbal îl fac în fugă. Domnul, hai să facem cumva să fie bine. Îmi spui cu cine trebuie să vorbesc, cât trebuie să plătesc și oricum ar fi, hai să miște-o leacă treaba, că am nevoie. Uitați aici, vă dau numărul ăsta de telefon. Vorbiți cu nenea de aici, spuneți că aveți numărul de la mine și o să fie bine. Treaba bună. Mersi. Dați niște bani acolo și se reduce timpul de așteptare cam la 3 ani, cam așa. Stai. Deci tu îmi spui că eu dau o grămadă de bani și tot mai stau vreo 3 ani de zile pe pauză? Tot mai stau 3 ierni fără căldură? Păi dacă vreți, vă dau alt număr de telefon, sunați acolo, dați alți bani și vă face soba în regim de urgență. Cam într-un an așa. Deci oricum aș face, trebuie să dau mai mulți bani și să aștept o grămadă. Exact. Deci dacă eu acum o iau puțin razna la aflarea veștii ăstea și te amenzi un pic cu bătaia, ce se întâmplă? Domnul, am făcut box. Așa și? Am ceva condiții fizică. Eu sunt bun încasator. Când o iau omul razna pe aici, bam, 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 am încasat două și am fugit. Că dacă îl trimite pe la mai slab de la firmă, 3 case și leșină. În mine are bază. Deci nu există niciun fel în care pot să fac, să ajung să fac și eu ca oamenii un duș? Să mă pot spăla ca lumea? Pă da! Super! Zim ce? Trebuia să întreb asta la început. Ce? Să vă cumpărați o casă racordată la toate utilitățile. Sau să fiți moldovean până la capăt și să nu vă mai spălați. Spor la treabă. Adică la... Na, aveți grijă să nu transpirați prea mult, că e căldura mare.